experimentăm aici o idee care să ne ajute să inventăm o situație în care trei partide formate din participanți se combat pentru a ajunge la postul de primar. Eu văd mulți oameni talentați, chiar și din alte partide și din propriul partid din care am venit, de la care mă pot învăța. Poate unii din ei vor candida, poate vom avea și un președinte din sala asta, cine știe. Să particip la acest forum pentru că este destul de important ca tineretul să fie educat politic pentru ca noi să putem să schimbăm lucrurile în țară. Foarte mulți oameni așteaptă ca schimbarea să vină din afară, în timp ce de fapt o populație educată și care este activă social din toate punctele de vedere poate să facă o schimbare și respectiv educându-mă pe mine pot să educ și oamenii cu care eu lucrez în fiecare zi. O mare pentru fiecare familie și poporul său. Am înțeles că există anumite probleme de gestionare. Suntem pro la tot ce este bine pentru cineva și pentru oameni. Hotărârile transconscrite electorale a luat decizia de a vă avertiza public cu privire la aceste încălcări. Vreau să preiau exact acele practici electorale bune, benefice pentru un tânăr care se avântă în tot ceea ce înseamnă proces electoral propriu-zis. În toate campaniile electorale, de fapt, pilonul de bază sunt tinerii și respectiv cred eu că este necesar ca să avem o educație electorală corectă.